zile, nu în mine. Am hotărâre de Consiliul Local și culmea, consilierii PNL, consilierii USR și consilierii PSD au votat în cadrul Consiliului Local 5, că așa este procedura, să ne ducem la Consiliul General să fie pusă pe ordinea de zi, să ni le dea în administrare. Așa, cu bugetul ăsta mic, le puteam face și sau prin fondurile care le-am atras în sectorul 5. Văd că ei se laudă de, vorbesc de fonduri europene. Păi ce fonduri europene, că este pe ultimul loc în atragerea pe capitală doamna Clotilde Arma, și ce locuri și ce fonduri a atras Nicu Șordan? N-a atras nimic. Probabil că matematician fiind, i-a dat cu zero. Nu știu dacă acest zero este în interesul bucureșteanului sau dacă îl satisface pe domnia sa acest rezultat. Domnule primar, lupta dumneavoastră e clar cu Nicu Șordan. O arată toate datele, a spus-o și dânsul la un moment dat. I-a transmis niște mesaje, acum în perioada asta de sărbători. Apropo de ceea ce a transmis el oamenilor, acel mesaj cu sărbători fericite, dar în care a evitat să spună Hristos a înviat, v-aș întreba despre această confruntare. I-a spus că este ipocrit, da, domnul Nicu Șordan, pe de-o parte. Pe de altă parte, să ne lămuriți dacă s-au mai făcut presiune asupra noastră, că ne-a spus ceva interesant mai devreme, că au mai existat voci, inclusiv în perioada asta, care v-au spus că ar fi mai bine să rămâneți la sectorul 5. Până a rămas candidatura definitivă, ne-au venit diversi și poate pseudo-prieteni, poate întâlnind mă întâmplător, poate un telefon de curtoazie, că ce trebuie, ce faci? Nu vreau să dau nume, nu m-am interesat și le-am spus, domnilor, eu din cursă nu mă retrag. Eu am o vorbă și se pare că mulți n-au crezut în vorba asta până m-au cunoscut personal. Da, din folclor e foarte ușor să vorbești despre piedone, dar l-ai cunoscut, ai stat cu el de vorbă 5 minute, ai văzut ce e în capul lui. Da, domne, el este interloc, este agramat, este... Ce vor ei? Ok, bun, lasă, domne, oamenii să decidă. Lasă decidă. Un primar, să știți că nu trebuie să fie matematician, filozof sau aibă 17 școli. Chiar dacă vorbim de primarul Bucureștiului, vorbim de administrație, vorbim de, nu gospodar, că aici la primăria capitalei nu mai ține de gospodărie. Dar credeți că eu sunt singur? Credeți că în 30 de ani de administrație am făcut așa totul după capul meu? Că sunt un tip atipic. Eu sunt așa de 25-30 de ani. Nu sunt de ieri. Nu mă poate schimba nimeni. Dar important ce se întâmplă în spatele meu. Și lucrurile astea sunt vizibile. Și sunt vizibile în două sectoare. Păi, să-mi spună mie un primar care a obținut în două sectoare un mandat și cel puțin în unul un record național, și nu vorbesc de vreo comună sau un oraș unde s-au obținut voturi cu 84%. Eu am luat al doilea mandat la sectorul 4, 84%, când atunci Alianța Peval USL a luat scorul istoric de 61%. Am luat peste Alianță 84%, cu o prezență masivă la vot de 63%. Pe oamenii aia din sectorul 4 ieșeau nebuni. Credeți că i-am hipnotizat pe toți? Sau ce fenomenul care se întâmplă astăzi în București? E adevărat, toată lumea își face cui pentru partidul lui, pentru... Dar, ok, putem purta discuții civilizate, dar în clipa în care mă jignești, eu ce să fac, să râd? E adevărat, în Biblie scrie să întorci și obrazul celălalt, dar am întors toate obrazurile posibile și în continuare eu sunt atacat. Nu pozez în victimă, departe de Dumnezeu, sunt un infanterist care merg la bătaie, dar nu dau un pas înapoi și vom vedea, lăsăm urna pe data de 9 să stabilească. Așa nu m-au creditat nici la sectorul 5, cu 8 ani și 6 luni condamnare. Nu mi-a dat nimeni nicio șansă. Eram catalogat pe locul 4, 7, 8, nu mai știu pe ce locuri eram și am ieșit primarul sectorului 5. Sondaje? Despre ce vorbim? Despre sondaje plătite de un partid și altul? Astăzi sunt pe primul loc, al doilea sunt pe doi, pe altul iar revin pe unul, pe urmă iar mă duc pe doi, am ajuns pe trei, acum iar sunt pe doi și tot așa. Păi eu cu interesarea electoratului, credeți că ei se mai duc? Vreau să lămurim o chestiune, pentru că n-ați apucat să răspundeți acelei acuzații. Ați văzut ce a declarat fostul președinte Traian Băsescu despre dumneavoastră? A spus nu, că, n-am auzit. A spus că face jocurile premierului Marcel Ciolacu, care de fapt vrea să scoată din cursă pe Gabriela Firea. Despre domnul Traian Băsescu
numai multă sănătate, am înțeles că e ușor bolnav, a fost președintele României. Jocuri cred că a făcut el. Eu nu fac jocuri, n-am făcut jocuri politice. A făcut probabil domnia sa la vremea respectivă. Despre trecut a zis că nu vorbesc, pentru că a te bate cu trecutul, cum am repetat-o în multe cazuri, îți arzi prezentul. Noi vorbim despre astăzi. Cu bunul Dumnezeu, dacă mâine dimineață suntem, ne trezește Dumnezeu, nimeni nu știe dacă ne trezim mâine dimineață. Dacă ne va trezi bunul Dumnezeu dimineață, vedem ce avem de făcut. Deci nu mă bat cu trecutul, nu mă uit în trecut. Bun, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Stimați telespectatori, a fost primarul sectorului 5, actualmente candidat la primăria Capitalei, cu dezvăluiri și informații extrem de importante în această cursă pentru cea mai importantă primărie din țară. Până la urmă, doamnelor, domnilor, și așa cum am spus de la începutul emisiunii, avem informații chiar din comandamentul ANM.